Toți suntem la fel și toți avem drepturi egale, potrivit legislației, indiferent de naționalitate, religie sau sex. Cu toate acestea, putem întâlni la fiecare pas persoane care sunt discriminate datorită faptului că aparțin altor etnii sau au altă orientare sexuală sau fac parte din altă categorie socială. De această părere sunt coordonatorii proiectului Rețea Multiregională de Servicii de Consiliere Antidiscriminare pentru Incluziunea Socială a Persoanelor Discriminate. Astfel, aceștia au organizat astăzi o sesiune de informare la care au participat reprezentanții instituțiilor publice din județ. Proiectul presupune o fază de informare, dar și consiliere pentru aceste persoane. În cadrul acestui proiect s-au deschis 6 centre pilot în țară, prin care se încearcă realizarea acestei informări și consilieri în domeniul non-discriminării. În plus, beneficiarii proiectului spun că este important ca persoanele discriminate să poată fi consiliate, având în vedere că acest fenomen are urmări negative asupra celor afectați. Discriminarea are ca efect afectarea demnității umane. Demnitatea umană este una dintre cele mai importante valori recunoscute și prin Constituția României. O astfel de faptă de discriminare, bineînțeles, poate să aibă repercusiuni și asupra individului din alte perspective, din perspective inclusiv pecuniare. De aceea e bine ca persoanele să cunoască ce înseamnă o faptă de discriminare și ce pot face într-o astfel de situație. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții Asociației Handicapaților Neuromotori, care spun că se confruntă cu această situație zi de zi și asta doar pentru că sunt persoane cu dizabilități. Există discriminare atât pe plan în viața de zi cu zi a persoanei cu dizabilități, cât și discriminare pasivă, cât și activă. V-ați confruntat cu astfel de situații? Da, inclusiv, deci, colegii mei de suferință se confruntă zilnic cu asemenea probleme, de la accesibilitate până la insența pe piața forței de muncă, până la discriminare pe domeniul medical. Potrivit legislației, faptele de discriminare constituie contravenții, iar persoanele care se consideră discriminate pot sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sau se pot adresa cu o cerere instanței de judecată.